dar despre Raluca și Alex, ce părere aveți? Mie, sincer, Alex nu mi-a plăcut de la început. Nu-mi place felul cum vorbește, nu-mi place felul cum se comportă. Nu mi se pare că este real. Nu mi se pare că este real, nu mi se pare că transmite ceea ce simte sau cum este el. Cred că este foarte atent în fiecare cuvânt pe care îl scoate la imaginea lui și își dorește, de fapt, mai mult să-și contureze o imagine bună care să-i rămână pe viitor decât să-și dorească o relație. De aceea nici nu o condamn și nici nu am condamnat-o vreodată pe Raluca, pentru că nu a făcut pași spre el. De aceea spuneam că m-aș fi bucurat să intre artistul grec în casă, pentru că cu siguranță am fi văzut altă parte a Ralucăi. Nu am fost ironică și nu am spus lucrurile doar așa, pur și simplu pentru că nu văd în Alex o persoană reală. Și nu este ceva rău neapărat. Alex este un artist, a intrat în casă, a spus că îi place Raluca. E clar că nu ar da bine să se întoarcă așa din drumul pe care l-a avut. Luptă pentru imaginea lui și e normal până la urmă, pentru că cred că este suficient de matur încât să-și dea seama că o relație pentru toată viața nu are cum să alege în casa mireasa și atunci varianta ajutătoare, ca să zic așa, rămâne această agățare de Raluca. Spuneți și dumneavoastră în comentarii ce părere aveți.